să invit alături de noi pe primul vorbitor din această seară pe care îl avem, și uh, acesta este, și tobele sunt cu noi, va fi Cristina Corelo, director de resurse umane la grupul Bosch, uh, alături de care vom povesti, de fapt, cum este munca Smart, Smart Work la Bosch, și ne vom uita fix la modelul ăsta de colaborare hibrid, în care încrederea, flexibilitatea sunt, de altfel, predictori de performanță. Și nu ne trebuie neapărat să îl uh, corectăm, să îl controlăm. Cristina, dacă ne auzi, poți să vii alături de noi și o pregătesc imediat și prezentarea. Bună! Te vedem! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Dacă vorbim de smart work, eu sunt acasă, să știți. Și eu uh, vă. Vorbesc de la ora 19 și 12, ora locală din Vietnam. Smart work pentru mine înseamnă, wow. work everywhere, 5 luni în Thailanda, 4 în Bali, acum 2 de Vietnam și Singapore. Deci, de? de invidiat! Da, spunea și Delia, vorbim mai încolo că am luat multe urări, așa, dar este okay. despre, despre hibrid. Până la urmă, nu ne Correct. mai. Corect. Nu ne mai dorim, nici măcar noi să fim chiar cu totul la muncă, ci ne dorim în parte. Asta de asta nu se mai negociază. Deja e aici. Așa este. Cum ești astăzi? Despre Dă un pic de context. Îți pun prezentarea acum. Da. Pentru astăzi eu nu am pregătit decât un singur slide, voi știți, vor vedea și participanții la această conferință. Uh, ideea este a nu arăta prea multe slide-uri sau de a merge prea mult pe ideea vizual, vizuală, ci pur și simplu de a uh, mă folosi de vizual pentru a putea să-mi creez storyline-ul pe care noi, Boș, l-am avut uh, în acești ultimi ani. Minunat! Uh, și hai să începem uh, puțin înainte de perioada pandemiei, unde cred că... Știm foarte bine, vorbim de foarte mult timp de burnout, de work-life balance, de liderul om și nu omnipotent. Sunt lucruri care, cumva, ultimii 2-3 ani, cumva, ne-au forțat, din punctul meu de vedere, să trecem la chestii foarte teoretice sau multe din ele teoretice, ne-au forțat să le punem în practică în viața reală. Da? perfect, arată foarte bine pe hârtie, dar let's do it. Și pandemia ne-a forțat să facem acest lucru, ne-a forțat să schimbăm paradigma, să fim puțin stresați de modul în care, practic, ar trebui să gestionăm activitatea oamenii pe viitor. Lucrul remote a venit așa ca o bomboană foarte dulce, cu multe avantaje, dar am constatat pe parcurs că nici acest stil de lucru așa dus în extremis nu este unul absolut perfect. Și munca la birou este copleșitoare atunci când mergeam 5 zile pe săptămână, eventual în unele companii mai aveam câteva soluții de, de home office, dar nu să zic eu, foarte pregnante, dar am constatat că și remote work-ul vine cu neajunsuri de comunicare, de coordonare, de conexiune, de creativitate și cu influențe extrem de mari pe zona de cultură organizațională. După ce lucrurile s-au liniștit, am constatat că distanțarea asta socială n-a făcut altceva decât să ne creeze parcă și mai mult nevoia de a fi aproape unii de alții și de a crea această uh, comunicare. Și, bineînțeles, am constatat că flexibilitatea trebuie să fie uh, it's a must da? pe, pe agenda noastră. Plecând de la această istorie a work-life balance-ului și la, la modul în care uh, viața cumva ne-a ne impus să luăm lucrurile așa cum sunt, Uh, următorul challenge a fost zona de încredere. Uh, ok, uh, cum facem ca lucrurile să funcționeze, uh, dar totuși să dau flexibilitate? Uh, paradigma aceasta uh, cred că a trebuit depășită în primul rând de manageri. Unde nu mai am controlul exclusiv, nu înseamnă că dacă nu-l mai am pe om alături de mine, nu-l urmăresc minut de minut, el totuși face ce trebuie. Și important este că la final de drum, munca, atunci când este făcută în condițiile pe care le decide un angajat împreună cu angajatorul, sunt apreciate și ceea ce avem calibrabil este într-adevăr un lucru pe care trebuie să-l dăm mai departe către organizație. Și aici, zona aceasta de încredere vine foarte mult cu o altă componentă de responsabilitate. Pentru că atâta timp cât ne ancorăm în ideea aceasta că nu pot controla, eu cred că jocurile sunt pierdute și foarte mulți dintre noi deja avem politici, poate, implementate și ne-am dat seama de, de mecanismul acesta. Îți dau încredere și te responsabilizezi pentru că, până la urmă, tu ai autonomia, fiecare dintre noi are autonomia de a-și organiza lucrurile de așa manieră încât să funcționeze atâta timp cât eforturile sunt focalizate pentru atingerea unor obiective. Și aici vorbim despre organizarea activității mele de către mine, a organizarea activității mele împreună cu colegii cu care lucrez, pentru că uh, nu este o muncă individuală pe care o facem. Uh, trebuie să mă asigur că uh, oamenii și eu și colegii mei facem parte dintr-o echipă și uh, valoarea adăugată pe care noi o aducem împreună este una uh, corespunzătoare. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, managerul, care este cel responsabil de o gestiune uh, de, de activitate, care trebuie implicat și care trebuie să, să se asigure că uh, permite libertățile de rigoare. Astfel încât lucrurile să se desfășoare corespunzător și să existe această, acest balans între munca de acasă, munca de la birou, munca de oriunde, atâta timp, repet, cât suntem focalizați pe o atingere de obiective. Și. Practic, noi, de fapt, prin, prin încrederea și responsabilizarea pe care uh, o aducem pe, pe masă, ce urmărim ca organizație? Uh, nu urmărim decât să aducem tot ce este mai bun din noi. Uh, atâta timp cât avem un echilibru mental, uh, de sănătate uh, fizică. Cât nu suntem extenuați, cât avem o colare, colaborare bună cu managerii noștri, cu echipale, echipele noastre, munca noastră va fi una foarte bună. Și asta ne, o vom vedea. Vom vedea modul în care suntem percepuți, recunoscuți și avem o satisfacție, vom trăi o satisfacție pe care o dăm înapoi ulterior organizației și este așa un perpetuum mobilă. Atâta timp cât nu sunt motivat, nu voi crește productivitatea. Nu voi ajunge să închei ziua mulțumit de ceea ce se întâmplă. Nici eu, dar nici organizația. Uh, totul sună bine și frumos, așa, în teorie. Acum, cum punem în practică dacă vorbim și de la legalitate? Da? Știm foarte bine că, uh, în calitate de manager, director de resurse umane, arile noastre de activitate sunt unele uh, controlate de către uh, autoritățile de rigoare. Cum fac într-un context în care le legislația România. Mă rog, s-a mai flexibilizat în ultima vreme, dar nu putem spune că ne permite aproape orice. Și atunci, și acest lucru de cum pui în practică, cum înveți managementul, deci sunt câteva instrumente pe care trebuie să le aducem pe masa managerilor. De cum trebuie să pună în practică, din perspectivă legală, această flexibilitate. Și, nu în ultimul rând, de, de a le da toate instrumentele de leadership pentru a putea să-și desfășoare activitatea pe viitor. Și, în acest context, vă pot spune și experiența noastră, pentru că și noi am fost puși în situația de a ne regândi, practic, toată filozofia. Uh, și am plecat de la, de la, câteva elemente pentru a putea să ajungem la o politică de țară uh, destul de greu de, de conturat pentru că uh, ariile noastre de activitate sunt foarte diverse. Uh, parte din, uh, din, locații, respectiv funcțiunii, uh, își pot permite într-adevăr o, o Muncă hibridă, da, și cu muncă de acasă și cu muncă de la birou, dar sunt funcții care nu pot să facă acest lucru, cum sunt angajații din producție. Dar aș vrea să punctez scurt care sunt elementele la care ne-am gândit. Ce instrumente oferim noi în acest context de comunicare, de onboarding, de monitorizare? Am luat în calcul modul în care Modelul de afaceri este compatibil și asigură o continuitate a afacerii. Ne-am gândit cum și ce trebuie să facem din perspectivă cultură-organizațională, pentru că se, se produc niște schimbări în ceea ce privește valorile, credințele, etica, atitudinile, tot felul de lucru cu influențe majore. Uh, și, respect, nu în ultimul rând, ce instrumente, cum îi pregătim pe manager pentru a face fața acestui lucru. Și am ajuns să construim, bazându-ne pe principiul de autonomie, încredere, flexibilitate, echilibru acesta între nevoia mea, angajatului, cu nevoia angajatorului, să ne construim o politică de țară uh, care privește odată cadrul de desfășurare ce trebuie să fac când sunt în țară, dar și în afara țării. Un uh -huh. lucru care recunosc că ne-a dat bătaie de cap. Nu este ușor pentru că implică nu numai uh, deci, zona de resurse umane. Da. Trebuie să te uiți acolo la fiscalitate. Deci e, e, e complex. Exact. Uh, după care condiții limitări, Suportul asigurat managerilor și înțelegerea practic de a gestiona aceste echipe. Deci, cam asta ar fi, așa, uh, istoria, uh, cum am văzut-o noi, cum am reușit să o aducem practic într-o scriere uh -huh. uh, și într-un uh, într context pe care. Să-l putem folosi fiecare din noi cu particularitățile Cum am spus că avem zonă de vânzări mult mai flexibilă Avem zonă de R&D iarăși foarte flexibilă Când vorbești de producție lucrurile sunt Așa. foarte mixate Deci a trebuit să avem și un high level de la care să plecăm Dar bineînțeles că fiecare locație mai vine cu particularități Exact. Um, trei întrebări scurte, Cristina, nu înainte doar că să dau eu tonul și să punem uh, câteva întrebări și din public. Deci, dacă aveți întrebări, puneți-le în chat sau în zona de QA, oriunde pe parcursul conferinței și eu le voi prelua și le vom discuta, vom găsi o formă de răspuns la ele. Deci, vă rog pe chat sau pe QA dacă aveți pentru Cristina și oriunde mai departe o să vă mai invit. Um, Primul lucru care îmi vine în minte ce și aud este că oricum fiecare a aud cumva că zonele au un pic de politici diferite sau au o flexibilitate în felul în care și le pot aplica. Apropo de smart work și ce mai știu din alte companii, mai ales când facem zona asta de implementare de hybrid leadership în învățarea liderilor. E că echipele își pot alege într-o politică generală cam cum aplică în funcție de tipicul jobului și de, de felul în care se aplică. Și mă întrebam așa, la nivel de politică generală, pentru că am auzit smart work, hybrid work, cum arată la voi hibridul? E două cu trei, este combinată pe departamente, este unul la cinci toată lumea vine de cu o sincronicitate. Cum, cum ați implementat voi? Sunt modele diferite. Mihai. Uhum. Deci, plecând de. inclusiv avem și varianta de 100%, uhum. dar asta ne însemnând că oamenii aceia nu vin never, ever, da? da. Să nu înțelegem greșit. Da. Uh, în rest, suntem undeva, ca să dau așa, un range da. între 50 cu 50 până la 100%. Am înțeles. Minunat. Da? Și Pentru deci... că lucrurile trebuie cumva combinate de așa manieră încât să-i lași libertatea și managerului. Uh -huh. Repet, sunt arii de activitate în care nu poți să-ți permiți libertate 100%. Exact. Da. Cu tot da, respectul. Da. Da. Exact. A doua întrebare, având în vedere că voi aveți un studiu de caz care mi se pare dintre cele mai grele uh, în ideea asta, în zona de uh, producție și ne și uitam în, în industrie, pentru că vedem și o migrare a publicului către alte joburi care adică vă bateți cumva mm -hmm. și cu substitutul ăsta din alte industrie care permit o, o flexibilizare mai mare. Și atunci trebam uh, cum adică dacă ați flexibilizat și zona de producție, deși adică dacă ați găsit aici așa niște mici lucruri care se pot flexibiliza și dacă da cum? Da, trebuie să recunosc că zona de producție este și, în principiu, tot ce înseamnă fabrică, cred că a avut unul din cele mai mari challenge-uri hmm. în acești ani, pentru că, dintr-o dată, și oportunitățile din piață, practic, flexibilitatea este una, unul din elementele definitorii în a fi hotărât să te muți în altă parte. De ce da. ar trebui eu să vin zi de zi după un program care mi se impune în continuare în această muncă lume care este deja foarte flexibilizată la modul general. Da. Dacă pot să mă duc în altă parte și a pus o presiune majoră. Uh -huh. Nu toată lumea repet, există funcțiuni care unde nu ne putem permite acest lucru. Da. Da. Dar. Am fost obligați să, să decidem și să găsim soluții pentru funcțiuni care până acum doi ani nici nu visai să ai home office vreodată. Da. da. Să găsim soluții, dar care, repet, trebuie totdeauna gestionate împreună cu echipa, uh -huh. tocmai ca să te asiguri că nu generezi nici frustrări din partea echipei vis-a-vis -vis de ce se întâmplă ca și flexibilitate. Uh -huh. Deci există aceste modele, uh, s-a ajuns cu greu la soluție, uh, uh -huh. dar uh, știi cum, uh, lucrurile și piața te, te forțează un picuț să-ți depășești ai. limitele. Da, păi constrângerile ajută la inovație. Da. Corect, așa este. Minunat. Mersi mult, mult de tot, Cristina. Uh, am avut alături de noi pe Cristina Corelo, director resurse umane uh, la grupul Boj România. Și dacă aveți oricare alte întrebări, le primim pe chat și uh, Cristina va fi aici și pe răspunsurile și le răspundem mai departe. Mulțumim mult de tot pentru uh, prezență. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Și pentru uh, toate produsele minunate pe care le faceți.